Viața cetății medievale a Severinului iese la iveală cu fiecare săpătură arheologică derulată în cadrul proiectului european de modernizare și conservare a vestigiului istoric. Săpăturile efectuate până acum au scos la iveală faptul că în interiorul zidurilor exista viață. Arheologii au descoperit un fel de sat în miniatură dotat cu fântână, cuptoare, un cimitir și un adevărat tezaur format din 159 de monede, iar noi vestigii sunt descoperite aproape zilnic. Acum am găsit un turn construit în față, între cele două incinte, un turn care bloca intrarea în prima incintă. Aceasta este o descoperire importantă, foarte importantă, despre care nu se știa, pentru că aici nu au mai fost realizate săpături arheologice. Datorită acestei ultime descoperiri, termenul pentru descărcarea arheologică a fost prelungit. Acest lucru nu va pune însă în pericol data de finalizare a proiectului. Încă lucrăm la descărcare arheologică. S-a prelungit contractul cu încă două luni din cauza noilor descoperiri din partea nordică a cetății, în spatele acestui turn, unde s-au descoperit noi ziduri care nu au fost trecute pe planul de situație inițial. Cu siguranță nu este în pericol ca și termen final. Acum, dintr-un anumit punct de vedere, ne bucurăm că au fost făcute aceste descoperiri, pentru că fac parte din istoria noastră, sunt istoria noastră și pot să ne arate de unde venim sau ceea ce a fost aici. Primul document care atestă existența cetății Severinului datează din anul 1233. Cetatea a fost un important punct de observare și apărare până în anul 1524, când a fost cucerită și distrusă de turci. Cetatea medievală a Severinului face, la ora actuală, obiectul unui contract cu finanțare europeană. În cadrul acestuia, obiectivul va fi promovat și valorificat ca și produs turistic.